termen de jucat. Va apărea, am înțeles. Dar dovada unde e că i-ați dat? Eu am văzut pe profil doar niște notificări. Nu știu dacă știați. Dacă vrei... Da. Așa, conform procedurii de contencios administrativ se poate trimite online, unul la mână și doi la mână. Ce se trimite online? Și cererea, plângerea. Plângerea însoțită de taxa de achitare a timbrului judiciar, da, și aici sunt cele 52 de unități de învățământ, da? Și publicarea pe portal. Eu nu văd nimic, se face. Păi, dacă ești chiar n-ai probleme. Nu, dar puteți să puneți pe TikTok să vadă toată lumea, puteți să-mi atați mie personal. Bineînțeles, bineînțeles, dar nu o să fac una. Nu, dar stai puțin, că sunt niște pași aici, nu fac eu ce vrei tu. Deci eu a trebuit întâi să-i trimit o scrisoare ministrului educației. Așa e politicos, nu să afle din presă că așa e, o notificare, da. Eu am spus, stimate domnule ministru, având în vedere din păcate, modul în care este organizată școala online, vă anunț că am dat în judecată Ministerul Educației din motivele cotare și următoarele școli. Sunt 52 de școli. Toate acestea au fost deja, cum a arătat soția, s-a plătit acta de timbru, au fost trimis către instanță, urmează să fie pe jos, pentru că nu eu hotărăsc când le pun. Deci, atenție, aici procedura nu este un număr de zile când se publică pe site-ul. Da, eu știu chestia asta. Sunt până în 30 de zile. Zile hai puțin așa, în următoarele zile, da, lasă să apuc la lucru, nu merge. Nu mă vedeți unde să fiu. Nu te văd nici eu, nici ceilalți te vedem. Cum nu mă vedeți? Are o problemă cu ele. Nu. Dar te auzim. Bun, deci am lămurit asta cu școlile, mai vrei ceva? Păi să vă zic cu, ca să știți legat de procedură, că în primul și în primul rând, tatăl meu și avocat, da, lângă mea din negociu, deci eu știu cum e cu procesele. Să vă explic trei chestii. Da. Întrat trimite o notificare la școlile, ceea ce mi-a arătat, cred că soția noastră mai devreme. Da, eu din ce am nu, aia e plângerea trimisă către instanță. Către poate n-am văzut eu bine, dacă o puneți pe TikTok, sunt sigur că o să vadă toată lumea, ce credeți? Ei. O să vadă toată lumea și o să vadă cât de mincinos, cât de foarte bine, dar vreau să înțelegeți un lucru, eu n-am nimic personal, eu aici vă spun exact ce politică încercați să faceți, cum ați făcut și cu Alexandru, ca să ne înțelegem. Da, legat de portal, unde toate sunt publice, da, unde toate sunt publice. Calomnie, va fi dat în judecată, vei fi tu. Bravo. Pentru că ai făcut niște afirmații clare, fără să ai probe, eu să vă arăt și probele. Bine, puteți să înaintați instanțe, v-am spus de la bun început. Am lămurit cu teza de doctorat. N-am lămurit nici măcar cu dările judecată. Puneți o dovadă, că eu v-am început. Bănuiesc că este ok. Te-am mai întrebat toată, ce este în regulă la cele duete? Cum adică ce este în neregulă? Ce am spus și până acum, voi să mă repet? Păi vă spun din nou, fiica dumneavoastră vă întreb sincer, ce vârstă are? Am două fiice, dar ce legătură are? Cea mică. Nu e treaba ta. Da, spuneți-mi. Treci la subiect. Are sub 13 ani, corect? Nu, aici... Și totuși are TikTok. Așa, te rog. Deși a spus că TikTok-ul e minim 13 ani. Nu, din păcate nu are TikTok. A avut grijă mizerabil ca tine să îl desfințeze. Dar nu mă faceți mizerabil în instanță, știți că jignirile astea... Frate, bun, mizerabil. A, în regulă, continuați. E, și ea nu are 13 ani. Da. Și totuși are TikTok. Că a spus că TikTok-ul e minim 13 ani. Dar nu l-am dat eu jos. Ferească Dumnezeu că n-am nimic cu familia dumneavoastră. Eu tocmai ți-am spus. Dar iară ți-a afirmat fără dovezi, da? E, dacă fiica dumneavoastră de 11 ani, are TikTok. Are TikTok, da? Câte alte copile, exact ca ca ea, au TikTok și văd clipurile dumneavoastră. Nu i-am dat eu contul jos, ca să ne înțelegem, da? 50 de ani, bine, n-aveți 50, aveți 40, nu știu. Bă, animalule, ce rușine nesimțitul, am 39 de ani. Oh, și ce mă faci ai, mă, că ți-ai zis că ai 50 de ani? De ce te ataci așa? Bă, nesimțitul, dracu, ce crezi că îți tolerezi la infinit aici nesimțitul? Că n-ai știut câți ani aveți? Ordinarule. Dar de ce vă enervați? Că n-ai știut eu că... Deci credeți că eu tot ce trebuie să fac este să știu totul despre dumneavoastră. Unde v-ați dat teza de doctorat, da? Unde v-ați dat teza de doctorat? Ce vârstă aveți? Unde v-ați născut? Dar nu vreți să știu ce greutate ați avut la naștere? Nu știu nici asta. Puteți să mă înjurați, dar nu știu ce greutate ați avut. Nu știu nici pe ce zisteți născut. Că nu mă interesează persoana dumneavoastră. Mă interesează, în schimb, cum vă bate joc de copii.
da, de elevii care chiar își pun speranță că în sfârșit cineva poate să schimbe ceva. Și dacă nu știați, eu am avut o comunitate și eu am în continuare cea mai mare pentru elevi, nu știu ce. Am fost șeful clubului elevilor la nivel național la un mare partid politic, dar nu-l zic că eu nu sunt om politic ca dumneavoastră. Nu vreau să aduc votul, nu vreau să atrag votul. Ați înțeles? Ești frustrat, mă. Da, nu sunt frustrat. Ești frustrat ca un agent electoral. Da, sunt agent electoral. Și agent electoral, la care partid? Da, nu are ca mine și partidele la fel, ca să ne înțelegem. Nu m-a regăsit în cercul respectiv la un moment dat. Nu la PNL? A fost numai de secretar de stat la PNL? Nu știu. Asta să-mi spuneți. Prietene tu aici, mă. Păi ce fac? Pentru că m-am luat de Iohannis. Pentru că am fost competitorul lui. Pentru că m-am luat de Orban. Stați un pic. Ce legătură are? Bă, stai mă că m-am prins acolo, tu ești penibil rău, mă. Ce legătură are, Iohannis? Sau Filip, ca să cumpere o mașină pe coaliție. Ieșit cu coaliția. Na, înțelegeți din nou, infuzia de bani dată către coaliție, da. Că se întâmplă exact și stocurile cu investițiile, da? A reușit bine. Ca orice, așa, are o oară, v-ați folosit de cazul Alexandra, da? V-ați folosit de non-stop de cazul Alexandra și nu v-a votat. Și ce v-ați gândit? Păi dacă lumea nu m-a votat cu Alexandra, cu o mare tragedie, da? Adică sunteți mai rău decât ăsta cu colegii, da? Ei, a zis, păi, după tragedia asta, nu funcționează. Și nu am mers cu Alexandra, haide să încep cu elevii, că ăștia sunt tineri, au și părinți de elevi. Poate să aducă între 3 și 5 voturi. Așa v-ați gândit dumneavoastră, că poate să aducă între 3 și 5 voturi fiecare elev pe care l-ați câștigat. Bun, haideți să rămânem noi, că cu papagalul ăsta nu se mai poate. Deci, mama lui a fost secretar de...